A murit cel mai frumos bărbat din lume. E doliu în lumea filmului. Și femeile din România l-au admirat. Actorul Helmut Berger, cunoscut pentru frumusețea sa remarcabilă, a încetat din viață la vârsta de 78 de ani. El a dobândit faima grație interpretării rolurilor din filmele regizorului italian Lucchino Visconti în perioada anilor 1960-1970. A murit cel mai frumos bărbat din lume. Helmut Berger, unul dintre cei mai frumoși bărbați din lume în tinerețe, s-a stins din viață în dimineața zilei de joi, 18 mai, în orașul său natal Salzburg, la vârsta de 78 de ani. Vestea tristă a fost anunțată de agentul său pe site-ul companiei de management. Berger a părăsit această lume pașnic, dar totuși, în mod neașteptat, se menționează în comunicatul oficial. Născut în Ischl, Austria, pe 29 mai 1944, Helmut Berger și-a început cariera în industria cinematografică în anul 1964, ca figurant la Roma. În timpul acestui angajament, Berger a avut ocazia să-l întâlnească pe celebrul regizor italian Luchino Visconti, care i-a oferit primul său rol într-un film. Colaborarea celor doi a continuat, iar Berger a avut ocazia să joace în producții notabile regizate de Visconti, precum The Damned, Ludwig sau Conversation piece. Actorul a renunțat la carieră din cauza problemelor de sănătate. Moartea lui Luchino Visconti din 1976 a avut un impact major asupra carierei lui Helmut Berger, care a avut dificultăți în a obține roluri la fel de importante în alte producții. Cu toate acestea, actorul a avut ocazia să joace alături de unele dintre cele mai cunoscute nume din industria cinematografică, cum ar fi Elizabeth Taylor, Henry Fonda, Burt Lancaster și Silvana Mangano. Helmut Berger a primit roluri în filme produse de regizori faimoși și a fost considerat cel mai cipeș barbat. Printre acestea se numără de Garden of the Finns Continis, regizat de Vittorio De Sica, Dorian Gray, regizat de Massimo Dallamano și de Godfather Partii, regizat de Francis Ford Coppola. În ultima parte a carierei sale, actorul austriac s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, iar în noiembrie 2019 a anunțat că se retrage din industria cinematografică. Cele mai mari reușite ale sale au avut loc în anii 1960-1970. Agentul de presă al actorului a afirmat că acesta a trăit în întregime după motoul la dolce vită pe tot parcursul vieții sale. Helmut Berger a fost unul dintre cei mai mari și mai talentați actori pe care cinematograful european i-a cunoscut vreodată, a mai spus agentul, conform Evs Pro. Potrivit ap cu mulți ani în urmă, actorul austriac a afirmat că a trăit trei vieți în patru lini și nu a regretat nimic.